Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta telefonul Huawei Y6 2017. Dar înainte să scoatem telefonul din cutie, haideți să aruncăm o privire rapidă asupra părții din spate a ambalajului, unde găsim câteva dintre specificațiile principale. Cum ar fi faptul că avem o baterie de 3000 mAh, camere de 13 respectiv 5 megapixeli, 2 GB memorie RAM și 16 GB spațiu de stocare. Și acestea fiind spuse, haideți să deschidem împreună cutia telefonului și în cutie găsim, evident, telefonul pe care îl vom pune pentru moment deoparte și haideți să vedem ce alte accesorii ne-au inclus cei de la Huawei în cutia acestui model. Avem documentația, ce este destul de stufoasă, mai avem un încărcător și un cablu de încărcare și de transfer date ce se află sub acest carton. Huawei Y6 2017 este un telefon compact ce pe partea din spate are o cameră foto cu un senzor de 13 megapixeli, cameră ce este ajutată de un blitz LED dual. De asemenea, deasupra camerei se mai află și un microfon secundar pentru anularea zgomotului de fundal. Capacul carcasei este detașabil, dar mai multe detalii despre ce găsim sub capac imediat. Deocamdată întoarcem telefonul și în partea superioară avem senzorii pentru luminozitate și proximitate, earpiece-ul, camera fotofrontală cu un senzor de 5 megapixeli și blitzul LED frontal. Ecranul este un panel IPS cu o diagonală de 5 inch și o rezoluție de 1280 cu 720 de pixeli. Pe partea lateral dreaptă avem butonul on-off împreună cu rockerul de volum, iar pe partea lateral stângă avem un buton ce poate fi programat și putem să-i atribuim orice funcție ne dorim. În partea superioară se află portul jack de 3,5 mm, iar în partea inferioară avem cele două grile. Într-una dintre ele se află un difuzor, iar în cealaltă se află microfonul principal pentru preluarea apeluri și, evident, portul micro USB. Tot ce am scos capacul din spate al telefonului și, după cum puteți observa, bateria nu este una detașabilă. De asemenea, în partea dreaptă sus avem sloturile pentru cartelele SIM și slotul pentru cardul micro SD. Microfoanele telefonului sunt marcate în culoarea roșie, avem un microfon deasupra camerei și mai avem un microfon în partea inferioară, ascuns într-o grilă, iar în cealaltă grilă se află difuzorul telefonului. Huawei Y6 2017 rulează sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow, sistem de operare ce vine cu interfața MIUI a celor de la Huawei aplicată peste, interfață ce se mișcă fluid, și în zona superioară are notificările, respectiv scurtăturile către diversele comenzi rapide, iar în zona inferioară are butoanele virtuale pentru navigație. În testul sintetic AnTuTu, telefonul s-a descurcat destul de bine și a reușit să scoată onorabilul scor de 40.699 de puncte. Iar în Geekbench 4, telefonul de asemenea s-a descurcat destul de bine, în testul single core reușind să scoată 673 de puncte, și în testul multicore 1851 de puncte. Huawei Y6 2017 vine echipat cu un chipset MediaTek MT6737T ce vine la pachet cu un procesor quad-core ce urcă în frecvență până la 1,4 GHz. De asemenea avem un acceleator grafic Mali T720MP2 și 2 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 16 GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 128 GB. Iar pentru autonomie excelentă, cei de la Huawei ne-au inclus o baterie care nu poate fi detașată cu o capacitate de 3000 mAh. În concluzie, telefonul Huawei Y6 2017 oferă un raport preț-performanță competitiv, de asemenea având un finisaj de calitate și o interfață intuitivă. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!